Haralambi. În zilele necredinciosului împărat Sevir, era în Asia un domn rău și iute cu numele Lucian. Acesta a muncit o mulțime de creștini pentru ca să se lepede de credința cea bună și să se închine nesimțitorilor idoli. Auzind că în cetatea Magnesiei se află un preot cu numele Haralambie, care nu credea în dumnezeii cei făcuți de mâini omenești, ci învăța noroadele ca să creadă în Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, mâniindu-se tiranul, a trimis ostași ca să-l prindă și să-l aducă, și dacă l-au adus, îl întrebă: pentru ce îți bați joc de idoli și de tocmelele împărătești? Iar Sfântul răspunse: eu ascult de dreptele și mântuitoarele porunci ale împăratului Hristos. Iar Sevir scrie niște lucruri pământești și fără ispravă, deoarece poruncește să vă închinați ca lui Dumnezeu nesimțitorilor și fără suflet idoli, de vă dați sufletele voastre morții. Iar Stăpânul Hristos dăruiește fericirea și viața veșnică robilor săi. Și cum vei chema atotputernicul său nume, îndată fug dracii, cărora vă închinați voi ca niște slabi și neputincioși, și prin numele lui Hristos toate boalele cele netămăduite se vindecă. La acestea cuvinte Lucian a zis: lasă, bătrânule, cuvintele acestea așa de multe și fă ca un înțelept așa cum e bine și te închină dumnezeilor până ce nu guști acele amare și iuți cumplite munci. Iar Sfântul zise: de nu ne vom munci în această lume deșartă, nu vom moșteni bunătățile cele veșnice în rai. Atunci, îndărădnicindu-se boierii, aduseră cele mai groaznice unelte de muncă zicând: jerfește dumnezeilor. Iar Sfântul zise: ba niciodată nu voi jerfi. Eu atât de nebun și de nepriceput sunt să mă închin dracilor ca voi, căci numai cu semnul Sfintei Cruci să-l fac și aceștia fug. Despoindu-l de haine, luând niște cârlige de fier, îl sfâșiară de la cap până la picioare pe Sfânt. Iar fericitul, răbdând aceste munci cumplite, până ce îi sfâșiară tot trupul lui, și apoi zise: mulțumesc-vă, fraților, că pedepsindu-mi trupul, îmi logodesc sufletul cu un bine și cu o fericire veșnică. Acestea zicând, Sfântul, mirându-se armașii, ziseră către boie: acest om necinstea o socotește în loc de cinste și muncile în loc de odihnă. Oare nu cumva să fie acesta Hristos? Și a venit acum să ne ispitească, deoarece cârligele s-au strâmbat cu totul și să mai zgârie trupul lui? Acestea auzind, unul din boieri se mânie foarte și, răstindu-se asupra gealaților, ca și cum ar fi leneși,
locuri ligile din mâinile lor și începui el a munci trupul Sfântului cu multă mânie, urgisitul de Dumnezeu, prea nedreptul acesta, că de-ndată îi se tăiară mâinile de prin coate și sta spânzurate de trupul Sfântului, iar el, leșinând, căzu jos, blestemându-se și striga: ajută-mi, ghemoane, ajută-mi, călăule, că acest om este fermecător. Deci, apropiindu-se ighemonul și văzând mâinile acestui boier spânzurate de trupul Sfântului, îl scuipă pe Sfânt în față și îndată i se întoarse gura la ceafă. Atunci toată cetatea Magnesiei s-a spăimântat și ruga pe Sfântul zicând: întoarce de la noi mânia lui Dumnezeu, cuviosule bătrân, au doară așa îți poruncește Hristos să dai rău pentru rău, ci încă iubește pe cei ce te urăsc. Iar Sfântul le zise: viu este Dumnezeu, nu este înșelăciune întru mine, ci Domnul însuși pedepsește ca pe niște răi, dăruind vouă viață veșnică. Atunci toată mulțimea strigă către Dumnezeu zicând: nu ne pierde, Doamne, ci ne iartă de toate câte ți-am greșit. Și atunci crezură mulți în Hristos Dumnezeu. Iar boierul acela, cel cu mâinile tăiate, se ruga Sfântului zicând: îngerul lui Dumnezeu și cerescule om, ajută-mi mie, ticălosul, iată mâinile mele te îngreuiază pe tine, atârnând de trupul tău. Deci rânduiește-le pre ele la locul lor, ca tu de greutatea lor să scapi, iar eu de durere să mă izbăvesc, și de o vei face aceasta, voi crede și eu în Dumnezeul tău cu tot adevărul. Drept aceea se rugară Sfântul Haralambie zicând: mulțumesc cu stăpâne, Doamne, pentru că ne păzești de durere, caută și spre smerenia pedepsiților acestora și îi slobozește de legături întru slava ta. Atunci veni glas din cer zicând: bucură-te, chinuitorule Haralambie, vorbitorule cu îngerii și prietene al apostolilor, am auzit rugăciunea ta și iată că voi da acestor pătimași ce pătimesc tămăduire. Și după glasul acesta, îndată se tămăduirea cei muncitori, aceia chinuitori care erau munciți. Deci boierul acela cu mâinile tăiate se botezară îndată în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, iar ighemorul încetă de a mai munci pe creștini până ce va da de știre împăratului. Atunci toată cetatea Magneziei și Asia s-a adunat la Sfântul mărturisindu-și păcatele și botezându-se. Deci în toate zilele făcea Sfântul semne și minuni, pe bolnavi tămăduia, pe orbi îi făcea cu vedere, pe șchiopi și ologii îi făcea să umble, curățea pe cei leproși, pe draci îi izgonea din oameni și pe morți chiar îi învia. Acestea văzând ighemonul, merse la împăratul, de-i spuse toate pe rând, cum am zis mai sus și cele ce se petrecuseră. Iar Sevir, împăratul, auzind acestea, se mânie foarte tare și strigă:
O veșnicelor Dumnezei, pentru ce vă leneviți și nu voi să pierdeți de pe pământ pe necurații care vă batjocoresc? Numai decât trimise 30 de slujitori la Sfântul să-i bată piroane pe spate și să-l aducă legat de la Magnesia la Antiohia. Îndată ce au sosit acei tirani trimiși, prinzând pe Sfântul, îi bătură piroane peste tot trupul, fără de nicio milă, și legându-l de barbă, îl trăgea nemilostivii și neomeniții, iar ca batjocoră îl puse să șează pe un cal. Și dacă au mers ca la 15 stadii, strigă calul cu glas mare zicând: O, de trei ori blestemaților, slugi ale diavolului, au nu vedeți că este Dumnezeu cu acest om și Duhul lui cel Sfânt este cu el? Dezlegați-l batjocoritorilor și împietriților la inimă, ca să vă dezlegați și voi de legăturile cele nevăzute. Atunci slujitorii, temându-se, îl dezlegară și îl duseră în liniște la Antiohia, ca să împlinească porunca. În acest timp, dracu se închipui în chip de un chiaș și se arătă lui Sevir zicând: Vai mie, o împărate, eu sunt împăratul șchiților, adică al tătarilor, și au venit la mine un fermecător, anume Haralambie, și mi-a luat toți slujitorii cu farmecele lui, și am venit să spui ca să nu pățești și tu ca mine. În acest timp sosiră și cu Sfântul. Împăratul poruncii să infigă o frigare mare în piept, arzându-l așa multă vreme. El nu suferi nimic, căci focul se stinse și oamenii ce împărătești osteniră, iar Sfântul înflorea și sta ca un trandafir cu multă mireazmă. Deci împăratul spuse să-l dezlege și să-l ducă aproape de dânsul și aruncă pricina asupra împăratului tătăresc zicând: El m-a făcut de m-am mâniat asupra ta, iar tu nu te mânia de cele ce te voi întreba să-mi răspunzi. De câți ani ești tu? Sfântul răspunse că este de 130 de ani. Împăratul îi zise: Atâția ani ai trăit tu și n-ai atâta minte să cunoști Dumnezeii cei fără de moarte și ca și cum ai fi nebun te închin lui Hristos? Atunci Sfântul îi răspunse: Pentru că am trăit atâția ani, pentru aceea cunosc adevărul și mă închin celui ce cu adevărat este Dumnezeu atotputernic și milostiv împărat. Sevir, cum auzi acestea, îi zice: Poți tu ca să învii morții? Sfântul zise: Însuși stăpânul meu Hristos poate să facă acel lucru, iar nu omul. Atunci porunci Sevir de aduseră un îndrăcit care era muncit de dracu de 35 de ani. Și pe când îndrăcitul se apropie de Sfântul, începu a striga dracu din om, ca și cum l-ar fi bătut cineva sau l-ar fi ars cu o flacără de foc, zicând: Robule, rogu-te robului Dumnezeu, nu mă munci fără de vreme, ci zi numai cu cuvântul și voi ieși, și de vei vrea îți voi spune și pentru ce am intrat în el. Sfântul zise: Spune-mi, diavole, atunci. Diavolul începu să-i spună: Acest om, zise, a furat niște unelte de la un vecin și pe altul a ucis,
iar eu, aflându-mi locaș, am intrat în el să-l muncesc de 35 de ani. Iar împăratul, mirându-se, zise cu adevărat, mare este Dumnezeu creștinilor. Iar după 3 zile muri un tânăr și zise împăratul către Sfântul, de vei putea să înviezi pe acest om mort? Și Sfântul, făcând rugăciune, îl învie, la care minune mulți din popor crezură în Hristos și se botezară. Iar Crisp, isprăvnicul, zise împăratului, omoară pe acest om, împărate, ce face cu farmece atâtea minuni? Deci Sevir iară se îndărădnici și zise mucenicului, jertfește dumnezeilor Haralambie ca să scap de munci. Iar Sfântul îi zise, mult mă folosesc muncile, că pe cât trupul meu se zdrobește cu bătăile, pe atâta se bucură în mine Duhul meu. Atunci, mâniindu-se, împăratul porunci să bată pe Sfântul cu pietre peste fălci și cu făclii să-i pârlească obrazul și barba. Iar focul, în loc să ardă pe Sfântul, îi arse pe slujitori. Mirându-se împăratul de aceasta, întrebă pe boierii lui, cine este Hristos acesta? Crips, ispravnicul, începu să facă niște hule asupra lui Iisus Hristos. Aristarh zise, nu huli, ispravnice, că tu nu știi acele taine. Atunci împăratul, ca un îndrăcit mâniindu-se, fără seamă, încercând să se bată cu Dumnezeu, nepriceputul arunca săgeți în sus strigând, pogoară-te, Hristoase, pe pământ să ne batem amândoi, sau să mă sui eu să te găsesc și să sfărâm cerul și să sting soarele. Deodată se făcu un cutremur înfricoșat, frică și groază mare căzu peste toți, pentru că Dumnezeu, mâniindu-se, cerul se clătea ca un copac și alte țări mari de sus se mișcară fulgere și trăznete se auzeau. Iar împăratul și cu Crips, ieparcul, cu nevăzute legături fură legați, și de la pământ în văzduh ridicat sta. Și au început împăratul a striga către mucenicul zicând, Domnule Haralambie, pe dreptate pătimesc acestea și te roagă Domnului Dumnezeului tău ca să mă slobozească din această muncă, iar eu îți voi scrie numele tău ca să se slăvească prin toate cetățile. În acest timp veni fata împăratului cu numele Galinii și zise, Tată, crede în Dumnezeu, în Domnul să te tămăduiască, că este bun și milostiv și acel Hristos este singurul Dumnezeu adevărat. Atunci se închină fata Sfântului și zise, roagă-te Domnului să izbăvească pe tatăl meu și te va crede bine, iar de nu, pentru ca să te faci mucenic desăvârșit. Deci, făcând Sfântul rugăciune și Dumnezeu încetă mânia și osânda sa și slobozi pe pământ pe împăratul și cu ispravnicul care stătea în văzduh și mergând ei la palaturile lor 3 zile s-au tot gândit la groaznicele munci cu care îi pedepsise Dumnezeu pentru hulele și în jurăturile lor. După toate acestea,
fata împăratului visă un vis. Îi se părea că este într-o grădină cu tot felul de pomi mirositori și izvoare răcoritoare și era lângă ea tatăl ei și cu ispravnicul, iar păzitorul acelei grădini îi alungă cu toiege de foc, iar pe fată luând-o de mână și cu cinste îi zise, iar ție îți este dat acest loc ca să petreci aici cu cei ce vor fi asemenea cu tine, bucurându-vă pururea. Acest vis, fata îl spuse Sfântului Haralambie, rugându-se să-l tâlcuiască Sfântul și zise Sfântul fetii, grădina pe care ai văzut-o este raiul drepților fecioară, iar păzitorul raiului este Hristos Dumnezeu, care te-a lăsat în lăuntru pentru că ai crezut, iar pe tatăl tău și pe ispravnicul i-au scos că-și vor să se întoarcă iar la necredință și să se muncească. După ce au trecut 30 de zile, împăratul chemă pe Sfântul și-i zise, tămâiază Dumnezeii și fă porunca mea ca să fii cinstit de noi. Sfântul îi zise, cuvintele tale sunt nebune și nepricepute și nu se poate ca să te ascult ca unul ce sunt rob al lui Dumnezeu și ascultător credincios. Auzind acestea, împăratul se porni cu mânie asupra Sfântului și porunci să-i puie frâu cu zăbală în gură, ca și cum ar fi fost un dobitor fără grai, și să-l poarte prin toată cetatea cu multă batjocură. Iar Sfântul se ruga și zicând, Stăpâne, Doamne, care ai zidit pe om și l-ai cinstit cu chipul și asemănarea ta, caută spre această osândă și batjocură ce-mi face acest tiran, că toate acestea eu le pătimesc pentru numele tău cel sfânt. Iar fata împăratului Galinii sfătuia mereu pe tatăl ei ca să se lase de acel păcat și să creadă în Domnul precum s-a făgăduit, ca să nu se mai muncească în veci. Păgânul împărat nici nu voia să audă aceste cuvinte, ci mai rău se înfuria strigând către Galinii, fiica lui, jerfește și tu dumnezeilor! Iar înțeleapta fecioară, pentru ca să-și bată joc de dumnezeii lui taică-s-o, se făgădui cu bucurie că se va închina. Intrând în capiștea Diei și a lui Apolon, au chemat pe popi și le-a zis, rugați-vă dumnezeilor ca să primească rugăciunea mea, căci i-am supărat, crezând în Hristos. Atunci popii strigară zicând, o mare Zeus și puternice Apolone, făcătorul cerului și al pământului, iertați pe stăpâna noastră Galinii pentru dragostea tatălui ei. Fericita fecioară lope Die și zise, dacă ești tu Dumnezeu, de ce nu cunoști gândul meu? Și-l trânti de pământ sfărâmându-l. Apoi trecând la Apolon îi zise, vino și tu jos, bărbosule bătrân, spurcat, spurcatule ce ești, pieruciunea oamenilor, surpându-l și pe el jos dinpreună cu alți 24 de idoli. Văzând popii idolește aceasta, alergară de spuse împăratului zicând, au pierit nădejdea noastră acum. Sau va pieri lumea, sau se va întuneca soarele, deoarece dumnezeii s-au sfărâmat și au murit, aruncându-i Galina, fata împăratului Sevir, le zise, căutați meșteri de grabă să-i înnoiască în această noapte și-i puneți la loc,
ca să nu se râdă galileienii și să spuneți la toți că a înviat. Și ei făcură așa. A doua zi chemară popii pe galilei și îi zise: vino, stăpână, de vezi Dumnezeii cum au înviat toți. Și mergând, a înțeles că sunt făcuți a doua oară și, cunoscând vicleșugul lor, le zise: nu voi înceta de a vă sfărâma și acești Dumnezei noi. Apoi a zis către idolul Die: ție îți zic, Die, cel ce a înviat din morți, să te duci iarăși la cei morți. Acestea zicând, galinii a sfărâmat idolii. Auzind vicleanul împărat despre acestea, zise către fiica sa cu mânie: ce ai făcut, spurcat-o? Ea răspunse: deoarece sunteți fără de minte și nepricepuți de ei, socotiți că sunt Dumnezei, eu i-am sfărâmat. Și de vei avea și alții și pe aceia îi voi sfârma, ca să cunoașteți înșelăciunea și să nu mai năpădiți și să nădăjduiți în ei. Atunci, mâniindu-se tiranul, ca să-și bată joc și mai mult de sfântul, îl dădu în seama unei curve ca să-l păzească în cetatea ei. Cum sosi sfântul acolo și, răzemându-se de un stâlp uscat, îndată, o minune, stâlpul a înfrunzit și făcu atâtea ramuri încât a acoperit toată casa. Deci curva aceea, văzând acea minune, căzu la picioarele sfântului închinându-i se și zicea mereu: merge omul lui Dumnezeu de la casa mea, că nu sunt vrednică să fie aproape. Și sfântul îi zise: nu te teme, femeie, ci crede în Domnul, că este Dumnezeu milostiv și lăudat foarte. A doua zi, văzând vecinii femeii acel pom minunat în curtea ei, cu flori și cu poame foarte multe și minunate, au intrat în casă unde au aflat pe sfântul învățând pe curva aceea. Ei îl întrebară: audoară este el Hristos? Și sfântul zise: rob sunt al stăpânului meu Hristos. Cu darul și cu puterea lui fac eu aceste minuni. Iar femeia spuse toate câte și cum s-a întâmplat, care, auzind minunatele fapte ale sfântului, au căzut la picioarele lui închinându-se și crezând se botezară în numele lui Hristos. A doua zi, auzind împăratul de această veste minunată, se mirau cu toții și mergeau să vadă acel pom cu atâta podoabă. Crips, văzând că poporul se închină și crede în Hristos, a zis către împăratul: poruncește să se taie capul vrăjitorului aceluia, ca să nu mai facă și alte minuni, și apoi vor crede toți în Hristos. La acestea, împăratul, înduplecându-se, a hotărât ca să taie capul sfântului. Auzind sfântul aceasta, săltă de bucurie, alerga pe calea ce ducea la tăiere, cântând acest psalm: milă și judecată voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege în cale fără prihană. Când vei veni către mine, Doamne? Ajungând la acest loc, și-a ridicat ochii și mâinile către cer și se ruga zicând: mulțumesc-ți, Doamne, Dumnezeul meu, totdeauna că ești milostiv și de oameni iubitor, că Tu, Doamne, biruiești ca un atotputernic pe vrăjmașul meu, diavol, care mai înainte ai biruit iadul, scoțând de acolo neamul omenesc. Pomenește-mă, Doamne, și pe mine într-o împărăția Ta. Acestea zicând sfântul, cerurile se deschiseră și venit Domnul cu mulțime de îngeri și striga pe sfântul Haralambie zicând: vino, prietene și iubite Haralambie, care pentru mine multe chinuri ai răbdat și acum cere dar de la mine,
orice vei vrea ca să dobândești tu robul meu. Sfântul a răspuns, îmi ajunge acest dar, Doamne, de venirea împărăției tale, cea slăvită și înfricoșată. Iar de vreme ce-mi poruncesc să-și cer dar, te rog pe tine, Doamne, împărate al cerului și al pământului, ca unde se va afla cât de puțin din moaștele mele și ori în ce loc se va face pomenirea mea, să ferește acel loc, să nu fie niciodată bântuit de boala ciumii sau altă moarte năpraznică și grabnică, nici foamete, nici om viclean să strice semănăturile și să fie pace și liniște, iar sufletelor mântuire, trupurilor sănătate, mulțime de grâu, de vin și un de lemn, dobitoacelor înmulțire și toate câte sunt de nevoie. Și cine va prăznui pomenirea mea și mă va pomeni să nu-i moară bou sau altă vită și nici sufletul lui să nu fie în primejdie vreodată. Pentru că sunt trup și sânge, lucru mâinilor tale și le iartă păcatele lor ca un bun și de oameni iubitor. Și le păzește boii sănătoși ca să lucreze pământul și să-și ia rodul lor însutit, ca să te slăvească pe tine unul Dumnezeu adevărat. Domnul atunci i-a zis, să-ți fie toate în voie, robul meu, Haralambie. Și Domnul se sui în ceruri. După aceea, Sfântul a luat sfârșit prin sabie de către ostașii, care, ducându-se la împăratul, i-a spus lui slava mucenicului, cum i s-a arătat Domnul și cum că a murit prin tăiere de sabie, și a văzut sufletul lui suindu-se la ceruri. Atunci s-a spăimântat foarte mult împăratul și s-a temut de a mai face rău credincioșilor și chiar fiicei sale, pentru că vedea că și cu ea era Dumnezeu și a lăsat-o să trăiască în creștineasca și credință, după voia ei. Iar fericita Galinii, fiica împăratului, îngropară trupul Sfântului Haralambie într-un sicriu de aur așezară cu aromate de mult preț și ținu neclintită credința în Hristos. Acesta este nebiruitul și marele mucenic Haralambie, cel ce pentru toată lumea se roagă, de-a pururea și pentru noi, Domnului nostru Iisus Hristos, căruia să cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu Părintele și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.